Statele Unite ale Americii au casa albă. Președintele Rusiei conduce țara de la Kremlin. Palatul Elisée este sediul oficial al liderului Franței. Acestea sunt cele mai cunoscute reședințe prezidențiale din lume. Instituția simbol a României a primit o casă nouă în anul 1990. Palatul Cotroceni este locul în care lucrează președintele țării împreună cu staful său. Cotroceni, mănăstire, reședință domnească de vară, palat regal, palat al pionierilor comuniști, reședința oficială a președintelui României. Un loc demn de primul om în stat cu o poveste de trei secole. În 1682, Șerban Candacuzino, domnitorul țării românești, ridică o mănăstire pe domeniul Cotrocenilor. Alături de lăcașul de cult, regele Carol a construit în 1888 un palat în care se retrăgea în zilele de vară alături de regina Elisabeta. Principesa Maria și principele Ferdinand s-au mutat la Cotroceni în 1896, iar una dintre preocupările celei care avea să devină regina României a fost să decoreze în întregime reședința familiei. Comuniștii au naționalizat în 1949 vechiul Palat Regal și l-au transformat în Palatul Pionierilor, care a funcționat până în anul 1976. Cutremurul din 1977 a pus la pământ cea mai mare parte a clădirilor care alcătuiau Palatul Cotroceni. Tot comuniștii au fost cei care au ordonat restaurarea acestora. Arhitecții care au lucrat la refacerea palatului au avut inspirația să recreeze vechile încăperi așa cum erau ele în vremea regilor. Există și o aripă nouă a Cotrocenilor ridicată între anii 1980 și 1986. Ea poartă astăzi numele de Administrația Prezidențială. Evenimentele din anul 1989 au dus, printre altele, la apariția unei instituții noi, președinția României. Exista însă o problemă de ordin practic. Vechiul sediu al Comitetului Central al PCR era asociat cu dictatura lui Nicolae Ceaușescu, iar noua conducere, atentă la imaginea sa, nu putea să se instaleze în același loc. Noi am primit o ofertă de la guvern, de la domnul Petre Roman, să ne cedeze două etaje din Palatul Victoria pentru președinție. Și noi atunci am fost de părere că dacă e vorba de separația puterii, ea trebuie să fie și fizică. Și atunci domnul, care era, cred că era deja speaker al Camerei Deputaților, a primit misiunea de la domnul președinte să caute o locație. După alegerile din 1990 se năștea o nouă instituție. Administrația prezidențială, unde să-și exercite mandatul său președintele. Până atunci, în catedrele al CFSN și al CPUN-ului, am funcționat toată cu guvernul, în clădirea guvernamentală, apoi la Parlament, că CPUN-ul era un preparlament. Și acolo ne-am ajuns activitatea. E acum, Parlamentul avea structura sa, guvernul lui, trebuia creată administrația prezidențială. Instituția președintelui României a prins treptat contur. Înainte de alegerile din 20 mai 1990, Ion Iliescu și echipa sa lucrau deja la noua organigramă a administrației de stat, dar problema unui sediu potrivit pentru noua putere era încă nerezolvată. Întâmplarea fericită era că se terminaseră lucrările în cursul anului 89 la această zonă a Cotrocenilor și parcul și clădirea respectivă. Cred că ideea inițială a fost să fie un fel de casă de odihnă, casă de recepție pe care șeful statului s-o funcționeze pentru șefii de stat care vin în vizită în țara noastră. Cam asta era destinația acestor clădiri. Ori neavând un spațiu pentru noua instituție, administrație prezidențială, am vizitat complexul Cotroceni și ne s-a părut că este un loc adecvat și întâmplarea a făcut fericită să existe această construcție terminată și încă neutilizată. Ideea de a fi ales Palatul Cotroceni ca sediu al președinției, un sediu simbolic reprezentând națiunea română, a fost foarte bună. Pentru că este o clădire în egală măsură cu valențe istorice, cu valențe arhitectonice și valențe culturale. Și vreau să vă spun că toți liderii importanți au admirat Palatul Cotroceni. Iar dacă vă întrebați cum a fost înființat Muzeul Cotroceni, răspunsul este tot unul politic.
problema care s-a pus a fost, zice, bun, dar ăsta este un palat, pe atunci bătăliile monarhie, republică erau foarte, foarte intense, ascuțite și simbolistica conta foarte mult. Și atunci a zis, domnule, ăsta este un fost palat regal, facem sediu președinției aici, o să avem o problemă de interpretare. Și atunci am venit cu ideea, da, dar în același timp amenajăm un muzeu care va fi deschis publicului. Și în felul ăsta s-a echilibrat această chestiune și așa s-a și întâmplat, așa este și acum. Muzeul Cotroceni funcționează astăzi în vechiul Palat Regal. Regele Carol I și Regina Elisabeta, cei care au ridicat edificiul, au acordat principelui Ferdinand și principesei Maria drepturi depline asupra palatului. Cei doi principi au rămas la Cotroceni și după ce au urcat pe tron. Regina Maria, regele Ferdinand și cei 6 copii ai lor au petrecut cea mai mare parte a vieții lor la Palatul Regal Cotroceni, iar Regina Maria a decorat personal fiecare cameră. Ce a ales pentru dormitorul în care ne aflăm? Dormitorul în care ne aflăm este o variantă mai târzie, datează din 1929. Restauratorii au ales această variantă, ultima de fapt pe care au găsit-o imediat după ce s-a început restaurarea. În prima fază acest dormitor avea cu totul altă învățișare, se numea dormitorul argintiv sau dormitorul biserică din perspectiva acestor uși care seamănă cu ușile de altar. Era o decorație foarte încărcată, o decorație realizată din stucatură argintie, o decorație care frapa în momentul în care o priveai, impresiona. Și Regina Maria, pe la vremea aceea principesa, atunci când a ales să-și decoreze dormitorul în stil bizantin și Art Nouveau, mobilierul era de inspirație Art Nouveau, gresia era de culoare turcoaz, ceea ce dădea impresia că se păsește într-un bazin cu apă. Mai târziu, în 1929, Regina Maria a cerut arhitectului Karel Liman și Ioan Ernest să schimbe înfățișarea acestui dormitor, care a primit o decorație mai calmă, mai blândă, mai rustică. E vorba de acest plafon casetat cu bârne în stil englezesc Tudor, deci se pare că a revenit la originile sale englezești, iar mobilierul a rămas în mare parte de inspirație Art Nouveau. Saloanele din Palatul Cotroceni au fost decorate după indicațiile principesei Maria și pe gustul său cultivat. Binecunoscuta sa pasiune pentru flori nu putea să nu fie reprezentată măcar într-una dintre camere. Monarhii își decorau și amenajau altfel fiecare cameră. Unde suntem acum? Suntem în ceea ce astăzi numim Salonul Florilor. Este un salon care de la început din zona anului 1900 a avut o altă înfățișare. Este vorba de Salonul de Aur, așa se numea în acea epocă. Este din nou o cameră realizată după gustul principesei Maria. Salonul de Aur de asemenea avea mobilier în stil Art Nouveau și gresia de aceeași culoare turcoază, așa cum am povestit și în că se afla și în dormitorul Reginei Maria. Salonul de Aur a impresionat pe cei pe care îl vizitau și este vorba în primul rând de regele Carol I și regina Elisabeta, regele care avea o fire mult mai, era mult mai german la origine și nu prea era mai sobră și nu prea era apropiat de elementele acestea de exotism. A fost oarecum nu foarte încântat de noua înfățișare a salonului regine. În schimb, regina Elisabeta, care avea o fire mult mai tolerantă, a fost încântată. Biblioteca era încăperea în care regele Ferdinand își petrecea cea mai mare parte a timpului. Erudit, cultivat, pasionat de flori, de biologie și de botanică, majestatea sa, despre care cronicarii spun că avea o fire timidă, se refugia în lecturi. Biblioteca este cea mai spectaculoasă încăpere a unui palat regal. În cazul nostru a fost cabinetul de lucru al regelui Ferdinand. Care este povestea acestei încăperi?
Povestea începe odată cu construcția acestui palat, adică este o încăpere care datează exact așa cum o vedeți, de la 1893, mă rog, anul când a început construcția palatului. Palatul s-a terminat ca deconstruit abia în 1896, pentru că el a fost ridicat pe fundația vechilor case domnești de la Cotroceni. Este decorat în stil Henric al II-lea. În aceste elemente din lemn de ulm, așa cum am spus, sunt originale. După ce palatul a fost naționalizat, Biblioteca Regelui a devenit Biblioteca Pionierilor. Saloanele au primit-o cu totul altă întrebuințare. Ideologia marxist-leninistă a spulberat vechile însemne, istoria a fost ștersă. Sala, ca și celelalte ale palatului, sunt principal aceste săli de la etajul întâi, au primit numele de Stalin, Lenin și Comsomol. Acest salon se numea Comsomol, primul salon Lenin, al doilea salonul de vânătoare era Stalin, iar salonul florilor se numea Comsomol, unde aveau loc evenimente legate de învățământul politico-ideologic, instruirea instructorilor, iar biblioteca regelui Ferdinand devenise un loc unde se găseau revistele pionierești apărute în acel moment, Licurici, Pionierul, Cravata Roșie, erau noile reviste de unde copiii clasei muncitoare trebuiau să învețe ceea ce înseamnă, mă rog, Partidul Muncitoresc Român, Uniunea Tineretului Comunist, sau să învețe despre noi conducători și mai ales despre Stalin, părintele tuturor copiilor. I se adresau scrisorii lui Stalin care erau publicate în acele reviste. El era un model pentru toți copiii din țările socialiste, nu din cele imperialiste. În scrisoare adresată tovarășului Stalin, pionierii și-au angajamentul să învețe cât mai bine pentru ca să devină demn luptător pentru cauza măreața lui Lenin și Stalin. În complexul Cotroceni există mai multe biblioteci, dar doar două sunt faimoase. În una lucra regele Ferdinand, iar cealaltă a fost la dispoziția președinților României Democrate. Alesul Convenției Democrate a contribuit personal la buna lor funcționare. Am refăcut bibliotecile, pentru că am fost surprins când am intrat prima oară la Palatul Cotroceni, pe partea dreaptă, se află o încăpere care era numită bibliotecă și care o frumoasă moblică de bibliotecă. Și am înțeles că în perioada comunistă și poate și după aceea, prin bibliotecă se înțelegea mobilă. Am trăit toată viața înconjurat de cărți. De când eram copil, dormeam într-o bibliotecă și mereu am rămas înconjurat de cărți, astfel încât, pentru a fi foarte rapid, am adus o parte din cărțile mele. Și albumele sunt și acum acolo. Și ultimele, mă rog, vizite care le-am făcut până în acest an la Palatul Cotroceni, trecând în Sala Unirii, plină, așa zisă, bibliotecă, mă bucur că acum este plină de cărți. Biblioteca regelui Ferdinand. Mi s-a spus același lucru. Biblioteca însemna din nou mobilă, care, într-adevăr, era autentică, dar cărțile nu mai erau. Și le-am adus înapoi. Există și acum, astfel încât și Biblioteca Regelui Ferdinand este refăcută cu cărțile din timpul Regelui Ferdinand. Am început cu acest aspect pentru că pentru mine cărțile reprezintă viața. Salonul de onoare este cel mai mare din vechiul Palat Regal. La ordinul Reginei Maria, arhitectul Grigore Cerchez a transformat două încăperi într-una foarte spațioasă. Regina a fost criticată în epocă pentru că una dintre sălile pe care a adaptat-o era chiar Marea Sufragerie Regală, unde a avut loc Consiliul de Coroană care a hotărât intrarea României în Primul Război Mondial. Salonul era folosit pentru baluri, recepții și alte evenimente mondene, dar a fost și locul în care s-a scris istoria României. Această sală a avut o importanță și din punct de vedere politic, pentru că aici, în 1916, vorbim de Consiliul de Coroană, dar apoi, după Marea Unire din 1918, aici au fost primite delegațiile de transilvaneni, basarabeni și bucovineni, după Unire. Aici a avut loc și semnarea păcii de la București.
Și tot de onoare era și holul de intrare în Palatul Regal. Sunte pe holul de onoare al Palatului Regal. De ce poartă această denumire? Era hol de onoare sau holul central din cauza faptului că era foarte impresionant. Era primul contact al oaspeților cu ceea ce însemna Palatul de la Cotroceni. Coborâm acum pe o scară originală, scara care datează de la începutul construcției palatului, 1893, din marmură italiană de Cibolino. La fel și decorația holului este cea originală, mă rog, restaurată. În memoriile sale, Zoe Cămărășescu, fiica uneia dintre doamnele de onoare ale reginei Elisabeta, care copil fiind venea la Palatul Cotroceni pentru a se juca împreună cu principii regali, copiii familiei princiare, povestea despre plăcerea pe care o aveau de a urca această scară și chiar de a se aluneca pe această balustradă, în, bineînțeles, în supravegherea guvernantelor. Din toamna anului 1990, Palatul Cotroceni a devenit sediul oficial al președinției României, adică locul în care lucrează președintele țării. Domeniul Cotroceni are mai multe porți pe unde se poate face accesul celor care lucrează în palat. Bineînțeles, președintele folosește întotdeauna intrarea principală. Aici este locul pe unde vine la serviciu președintele țării. Și tot aici sunt primiți și alți șefi de stat. Zona este numită platoul de ceremonii. Fiecare loc din sediul administrației prezidențiale are și o denumire informală, pe care o folosesc doar angajații de aici. Platoul Marinescu, așa cum este cunoscut printre lucrătorii de la Cotroceni, este folosit pentru primirea protocolară a președinților din alte țări care vin în vizită oficială în România. Aceștia sunt întâmpinați la poartă de șeful satului nostru. Urmează intonarea imnurilor de stat, apoi cei doi lideri salută drapelul și garda de onoare. Îi invitam să mergem pe jos până și treceam prin parc, era un moment de discuție, apoi era un moment oficial, după care invitam, care a născut multe sau a consolidat multe prietenii care contează în relațiile dintre stat. E drept, uneori a fost o dată în care am făcut o mică greșeală, cred eu. L-am invitat și pe președintele Clinton. El avusese un accident înainte, dar a suportat eroic, n-a zis nimic și a făcut tot drumul pe jos. După aceea cineva mi-a șoptit, nu avusese în detalii, că avusese un accident la picior. După primirea unui invitat de rang înalt făcută conform protocolului, președintele României îl însoțește prin grădina Palatului Cotroceni, până la intrarea oficială în clădire. Și această zonă are un nume de cod. Intrarea din zona de sud a administrației prezidențiale este numită de cei care lucrează aici, la copertină. Dacă invitații de cel mai înalt rang sunt întâmpinați de președinte încă de la poarta Palatului Cotroceni, alți demnitari sunt așteptați de liderul român pe holul de onoare al președinției. Oricine este vizitatorul, regulile rămân aceleași. În fișa postului unui președinte de țară, o activitate importantă este întâlnirea cu alți șefi de stat. Președintele României, împreună cu oaspetele său, au de urmat un protocol bine pus la punct. Orice ezitare este remarcată imediat de camerele de luat vederi și devine știre. Iar la Cotroceni au fost, după 1990, foarte multe vizite importante, foarte mulți șefi de stat și de guvern, dar și personalități din alte domenii. Mie personal mi-a rămas în inimă vizita papei Ioan Paul al II-lea la Cotroceni, pentru că eu îi rugasem pe colegii mei și Muzeul Cotroceni a lucrat foarte bine din punctul ăsta de vedere să organizeze și o mică expoziție foarte modestă ca spațiu în legătură cu primele manifestări creștine în teritoriul românesc. Pentru că știam că e un lucru mai puțin cunoscut, sigur, papa era altfel informat când a intrat în spațiu românesc, a zis că e un ținut apostolic și asta n-a putut decât să facă o mare bucurie și românilor îndeopște și clericilor români în mod special.
Zona Palatului Cotroceni, care adăpostește astăzi sediul administrației prezidențiale, a fost construită în perioada 1980-1986. Chiar dacă în acel moment România se afla sub dictatura comunistă, arhitectul Nicolae Vlădescu, cel care a coordonat lucrările, a reușit să impună un stil asemănător cu cel al vechiului Palat Regal de la Cotroceni. Ne aflăm pe un hol care leagă mai multe saloane. Ce trebuie să știm despre acest hol? Este holul central, holul de onoare, holul central. Este foarte frumos decorat, tot în stil neoromânesc, pentru că dacă privim coloanele, ele sunt inspirate de cele ale mănăstirii Văcărești, dar și de pridvorul bisericii de la Cotroceni. Predomină marmura, după cum se vede, marmură românească de Rușchița, marmură tot românească Căprior, iar scara pe care tocmai am coborât este din marmură de la Gura Văii. Este dorința, a fost dorința domnului arhitect Nicolae Vlădescu de a realiza această scară. E un fel de amprentă personală a arhitectului, iar ușa de intrare este somptuoasă, foarte frumos decorată, iar acest brâu de deasupra ușii este inspirat după brâul care înconjoară biserica de la Cotroceni, biserică demolată, din păcate, în 1984, la dorința lui Nicolae Ceaușescu. Arhitectul noii aripi a Palatului Cotroceni a avut în plan să aducă cele mai importante momente din istoria României în decorațiunile clădirii. Sala Unirii, cea mai mare din complexul administrației prezidențiale, este și sala unde se întâmplă cele mai multe evenimente. Depunerea jurământului de către membrii guvernului și ai curții constituționale, primirea ambasadorilor, recepțiile, dineurile oficiale și ceremoniile de decorare. Sala, după cum vedeți, are proporții uriașe, are aproape 42 de metri. În primul rând, ca sursă de inspirație, pentru că se cheamă Sala Unirii, tot ceea ce vedeți aici este legat de Unirea, Mica Unire sau Marea Unire de la 1918. Sunt coloane care se inspiră de la vechile mănăstiri românești, coloane înalte de 6 metri, decorate cu floarea de crin din marmură românească. Salonul brâncovenesc este sala cea mai folosită pentru întâlnirile președintelui cu diferite delegații. Salonul brâncovenesc are și o denumire de serviciu, îi se spune și salonul ambasadorilor. Aici șeful de stat primește delegațiile oficiale, are convorbiri cu delegațiile străine și consultări cu partidele politice. Tot aici se organizează și conferințe de presă. Suntem într-o sală pe care o cunoaștem foarte bine de la știri, dar despre care știm foarte puțin. Ce trebuie să aflăm despre această sală? Trebuie să aflăm că se numește Salonul Brâncovenesc. De asemenea, se revine la stilul neoromânesc, care înseamnă, de fapt, o preluare a vechiului stil brâncovenesc de secol XVII. Aici decorația este, de asemenea, inspirată de la vechile mănăstiri brâncovenești. Mă refer la aceste coloane din lemn de paltin băițuit, de asemenea, la ușa, care este foarte frumos decorată, aproape filigranată, la aceste candelabre maestuoase. Cu siguranță, cea mai bine păzită cameră din Palatul Cotroceni, dar și cea în care este aproape imposibil să pătrunzi, este biroul președintelui. România a avut până acum 3 șefi de stat. 2 dintre ei au folosit același cabinet de lucru. Al treilea a ales o altă încăpere pentru activitățile zilnice de serviciu. Vă pot spune că biroul președintelui era socotit a fi, în concepția lui Ceaușescu, biroul de la etajul 1, acolo unde se află în momentul de față. Domnul președinte, vizitând și partea de deasupra de la etajul 2, care era de fapt zona de locuit pentru președinte, am găsit acolo dormitor. Eu n-am vrut să stau în biroul în care cred că stă acum Băsescu, de la etajul 1. Ăla este un birou mare făcut pentru Ceaușescu. Și eu n-am vrut să lucrez în biroul acela. Și am folosit un spațiu de la etaj care era un fel de dormitor și nu știu pentru ce alt spațiu. Și acolo am realizat amenajarea biroului președintelui,
Deci în acest cadru mai modest și mai limitat. Biroul în care am lucrat era foarte uman și prietenos și acolo s-au realizat lucruri importante pentru România, pentru că aveam obiceiul ca atunci când delegațiile veneau, preșefii de stat sau miniștri însoțiți de delegații importante, lăsam în delegațiile în salonul ambasadorilor și invitam să bem un ceai sau o cafea în biroul meu mic de la etaj. Exista o măsuță mică cu o canapea și cu un scaun unde aveam un ceai, eu sunt un amator al unor ceaiuri rafinate sau cafele, și acolo la lumina unei veioze am stat de vorbă îndelungat și acolo s-au născut parteneriatul strategic cu Statele Unite, acolo s-au născut drumul mătăsii și multe alte lucruri care astăzi sau mai ales în viitor se vor simți. Ambianța contează foarte, foarte mult. Președinții se schimbă odată la fiecare 5 ani, dar clădirea președinției României rămâne aceeași, iar la predarea mandatului dintre șefii de stat, aceștia preiau și o parte dintre angajații instituției prezidențiale. Când am fost prima dată la Cotroceni, președintele Iliescu, după ce sau înainte de a fi preluarea oficială a mandatului, mi-a prezentat palatul. La intrare este totdeauna un ofițer SPP. Și când am revenit singur, am observat că o doamnă capitană, acel ofițer SPP, avea ochii plânși și cumva a încercat să ascundă acest lucru și mi-amintesc că am bătut-o pe umăr și am zis foarte bine, apreciez foarte mult faptul că ai tratat emoțional despărțirea de fostul președinte. Palatul Cotroceni a fost de-a lungul timpului al domnitorilor, al regilor, al pionierilor și al șefilor de stat și rămâne clădirea simbol a României, indiferent de numele președintelui care o ocupă temporar.